Președintele ucrainean Vladimir Zelenski, a cărui țară nu a obținut până acum nicio doză de vaccin împotriva COVID-19, a cerut mai mult ajutor din partea țărilor Uniunii Europene în procurarea unui vaccin, după ce guvernul său a refuzat achiziționarea vaccinului Sputnik 5 dezvoltat de Rusia. Săptămâna trecută, 13 state din membre ale UE, printre care și România, au cerut Bruxellesului să ajute țările din parteneriatul estic în vaccinarea împotriva coronavirusului. Ucraina, care are în jur de 40 de milioane de locuitori, nu a reușit să cumpere nicio doză de vaccin până acum, însă speră să primească la sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie 8 milioane de doze de vaccin prin intermediul mecanismului ONU COVAX, vizând ajutorarea țărilor sărace. Ucraina a înregistrat peste 6.000 de cazuri de contaminare cu virusul COVID în ultimele 24 de ore, în timp ce alți 195 de pacienți au decedat, ducând numărul total la peste 20.000 de cazuri letale.